Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la seria voastră favorită cu maimuțiși, cu nebunii, cu toate alea, tot ce avem noi pe aici. Suntem cu tribul nostru, dacă putem să-l numim așa, și ne uităm ce nebunii mai avem de făcut aici. Avem ce mai probabil de făcut copii. Asta e un lucru destul de important aici. Și vreau să vă zic că m-am mai jucat iarăși pe stream cu băieții pe Twitch acolo așa. Și am mai descoperit diverse chestii. Bine, asta mi-a spus-o voi cu... să iau în spate 2 copii. Pe lângă asta, stai să vedem puțin că trebuie să mai facem niște copii. Și anume tu trebuie să vii să faci niște copilași, bobiță, că avem nevoie de cât mai multe de-astea, cum se cheamă, personaje în grupul nostru aici. Ok, hai să ne combinăm aici. Ne combinăm la cartelă. Și o să trebuie să facem niște chestii destul de extreme în video ăsta, o să vă placă. O să vedeți imediat despre ce vorbesc, deci facem niște lucruri destul de extreme video ăsta, o să plecăm la vânătoare și o să evoluăm destul de tare și video ăsta, o să vedeți voi exact despre ce vorbesc. Ok, acum hai să facem copiii aia doi, ca scăpăm de ei. Ok, vină încoace. Oh, de-abia ziua 11, pe stream am ajuns la ziua... Oh, shit! Nu am niciun de la ascuține așa. Nice. What fuck? N-am mers cu chestia aia? Tot încerc aici. Este mai periculos. Stai așa. Aia era, mă. Tu-ți gâții tăi. L-am rănit, gata. L-am rănit, mă. Stai, mă, locul lui. Ok, și acum va trebui să învățăm niște chestii noi importante. Sunteți bine, mă? Deci cât sunteți răniți? Sunteți doi răniți aici. Ok, hai să beți apă, că aveți nevoie de apă. Hai să beți apă, că vă căs ruginiți pe aici rău de tot. Low dopamine. O să rezolvăm și dopamina asta imediat. Da, exact ce am zis eu acum, asta o să facem. Numai că o să facem cu niște suliți mai upgradate. Că știm leacă dopamina asta, că suferim grav după atac. Și trebuie să ne folosim de o plantă anume pe care nu o văd aici. Deși era în abundență până acum ceva vreme, dar văd că s-a gândit într-o dată să nu mai fie. Ok, veniți aici cu mine, că am nevoie de voi, boys. Cred că va trebui să traversez până la urmă. Sau? Da, cred că va trebui să traversez. Oh, uite-mă că aveam băța scuțită. Nu era băța scuțită la ok. Niște mistrețe acolo. Ar trebui să sperim mistrețe. Stai să iau asta. Să am nevoie. Nu aia, pune înapoi. Asta am nevoie de el. Nevoie de planta aia de acolo. Ia vreau încă. Hai, mă, să te văd. Ieși, mă, de aici. Tu-s gâții tăi. Păi, să devin violent. M-am zis că merge la vânătoare azi. Aia zic. Ok, și acum stai să ne rezolvăm cu problema. Ah, fuck, mai trebuie. Atât, inspectează și folosește-l. Și apoi să inspectăm porcul. Putem să mâncăm porcul dacă vrem. Ok, hai să ne dăm cu d-astea ca să ne oprim sângerarea. Și să ne revenim la viața noastră, perfect. Hai să mai fac de asta și pentru ceilalți din grup care suferă. Ok. Care suferiți, mă? Tu. Give. Dă-te. Care mai suferă? Wait. Nu mai suferă nimeni? Analyze. Ok, trebuie să-i dau eu că nu știe să folosească. Play. E prea prostovan ca să-și dea, să dea seama ce trebuie să facă. Ok. Ok, schimbă pe... Tu ești ok, care mai ești? Ăsta e, vină tu încoace, că tu ești ăla cam în pămpălău și tu. Trebuie să mă grăbesc să nu... Mă trezesc că iar îmi vine ceva în cap. Dă și cu aia pe tine. Nice. Stai să-mi fac un stack de plante de alea. Ok, acum tu... Analyze. Switch. Asta e bonlavă, am mâncat prea mult. Inspect. Și acum putem să mâncăm porcul dacă vrem. Mamă, ce evoluție așa bruscă. Warthog carcass. Ok. Hai să cum facem cu porcul ăsta. Trebuie să... A, îmi trebuie piatră, trebuie să-l ciopărțim. Ok, așa că trebuie să ne ducem înapoi pe bază. O să ciopărțim porcul ăla imediat. A, gata, ne-ar și revenit. Bine, noi trebuie să facem niște copaci aici. Niște copii. Asta e doar piatră normală, nu. Trebuie cuțitul ăla de acolo. Uite, aia îmi trebuie mie. Ăla-i, nu? Ha, mă! Pune-l pe jos, ăla am nevoie. Așa. Nu se highlighta ce avem nevoie. Bine, putem să atacăm și cu piatra dacă vrem neapărat. Ok, vreau să termin expediția, dar hai, fie. Ok, și să ne ocupăm de... porcușor aici. Să facem carne și să-l mâncăm cu totul. Atât. Bine, vreau să-l bucerez mai mult ca să-l și rezolvăm. Inspect. Să vedem când descoperim și focul, poate învățăm și să și gătim. Arată bine. Ia băgați-o și voi carne, o. Deveniți omnivori. Hai că am făcut indigest, e ok. Mâncați, tata, că după aia beți apă. Îi pun să bea apă ca să-și revină de la indigestie. Gata. Ia să veniți aici să beți apă. Ce face ăla? Aha. Fă cale întoarsă, mă. Ia uite-l, mă. Încă unul, gata. Mai am piatra? Nu, mai am piatra, nice. Asta cred că și-a rupt ceva. Au, stomacul a făcut praf. Stai să lăsăm asta aici și jos. Și acum... Ăla a luat osul, repede. Ok, beți apă, boys, ca să vă reveniți. Că apa ne ajută la durere de stomac. Ăla e prea prost pentru sinea lui acolo. Ok, acum suntem omnivori, boys. Am evoluat. Am bătut acolo. Trebuie să vedem cu oasele ce putem face mai mult. Ok, hai să mai ciopărțim de aici. Să facem carne tocată pe tot. Poate putem să purtăm craniul de porc pe noi. Sau ceva, știi, ar fi destul de mișto. Nu mai am piatră, nu. Hai să plecăm, Îmi iau sulița și mă și bat sulița. Îmi iau o creangă, cred că pot să bat și cu o creangă. Ok, hai să dăm end expedition să mai vină toată lumea după mine. O să mă ocup de ratatul ăsta de aici. Vii? Ieși, mă! Și-au fugi, bă. Bine, mă, băieți. Treabă excepțională ca întotdeauna. Ca să punem carnea asta deoparte. Ca să ne putem folosi, să o avem aici deoparte pusă. Oh, nice. E un os. Să vedem ce putem face cu osul. Cred că putem încerca să-l ascuțim cu ceva. Facem un cuțit din el dacă e. Dar e bun, pune-l deoparte. Hard bone. Oricum va trebui după aia să facem, cum se cheamă, să facem și rank up dacă e. Adică să trecem la următoarea zonă, că deja e teroare. Ok, add to pile. Oh, îmi trebuia asta. Este așa. A, nu merge așa, mă. Deci asta nu poate fi ascuțit, nici frecat. Deci frecat știu că nu merge, ascuțit văd că nu merge. Ce înseamnă că nu putem face prea mult. Ok, hai să lăsăm. Atunci lăsăm. Ăla încă se întoarce, e senzațional, frate. Porcul ăla încă vrea bătaie, vere. Doamne, doar piatra asta e genială. Ok, stai să dau End Expedition. Nu, bă, cred că a plecat, nu mai e. Voiam să-l aranjez, da, aia fie. Ok, hai să lăsăm sulița asta aici. Și o să ne uităm mâine și după miere și toate alea, ca să ne folosim de mai multe obiecte de astea, ca să facem mega evoluție. Sper doar să nu vină iarăși tigrul ăla, dacă vine iarăși ne ocupăm de el, nu-i bai. Ok, what the fuck a fost aia? Bine, m-am trezit foarte mult ori atacat noaptea, de câte ceva. Dar mereu am avut, cum zic, mereu am avut îndeajunse chestii încât să, îndeajuns de multe chestii încât să ne ocupăm de ei. Ok, băgați-o în băieții mei, ați dormit gârlă. Aș vrea să fac și evoluție, stai un pic. Lie down. Evolution, ia să vedem ce evoluție uite facem. Oh, mi s-a umplut rău de tot bula aia, vere. Ok, ia și astea așa, body language. Astea sunt bune de aici, self-empowerment. Asta cred că o să-l luăm pe data viitoare când evoluăm. Așa, self-empowerment-ul. Aici iarăși era ceva foarte important. Asta ziceam că vreau să o iau. Ca să scriem că suntem omnivori. Acum trebuie să evoluăm de foarte multe ori ca să nu avem noi treabă. Asta ce era? Laceration, să rezistăm la tăieturi, asta nu prea m-a ajutat acum, dar o să o iau în caz de o folosim acum, știi, înainte de evoluție. Că cel mai probabil până la finalul acestui video o să și evoluăm. Simt eu asta. Nice. Asta că nu mai găsim niște maimuți, ok, aici avem doar 2 puncte momentan. Ce, n-avem 4 copii? N-am făcut încă copii, stai așa. Ieși, mă, de aici. Stai acolo. Gata, pisi. Bă, dacă nu vă omor pe toți, mă, pe care vă prind. Să fiu eu dacă nu. Al dracu, mai mulțoi. Mai veniți, mă, mulți? Gata? Cred că, de fapt, osul ăla pot folosi pe post de bâtă. Cel mai probabil. Nu, mă, las-o acolo. Mă, da, bă, că s-a atacat destul de des, dar cred că până la urmă ajunge să-i omorâm pe toți, știi? Am încercat să fac baricadă. Baricada nu prea a avut niciun efect, să fiu sincer. Ok, hai să... Oh, stai să inspectăm. Că asta n-am inspectat până acum. New gathering spot discovered. Nice. Hai să-l ciopărțim. Cred că dă mai multă carne dacă ciopărțești cu o piață de asta ascuțită. Scros ce zonă o să-mi dea aici, că am văzut că eu le-am cam random toată treaba asta. Nice, gata, boys, have fun. Ok, acum hai să-mi fac iar o suliță. Atât. Să-i fac cremă ăluia de acolo ca să nu mai fie problemă. Dar văd că iarăși n-am de aia pe aici. Care e ăla de ești zgâriat? Asta e ok, deci e buc. Așa. Ia și asta înapoi. Și să mă duc să-i dau alea. Asta dacă știe să o folosească, nu știu, pe stream au avut noroc să știe să folosească chestia aia, dar na. Să ne facem copii ca să salvăm mai multe chestii. Ok, book. Give. Nu, dă înapoi. Așa, hai că știe să se dea cu dăle, bine. Ok, să mă uit de miere de albin, dar mai întâi. Care era dispus să facă copil? Ăsta, nu? Ok, switch. Ne facem repede 2 copii, boys, că avem nevoie. Lie down. Calmate. Ne facem repede 2 puradei ca să scăpăm de treabă. Că altfel nu se mai poate. Păi da, mă, boys, că na, e teroare, nu putem să scăpăm fără, nu putem să progresăm bine fără asta. Și cred că am făcut destule ca să putem trece mai departe. Sau vedem noi oricum. Ideea e că oricum trebuie să mai vedem ce scenarii ne mai cer acolo să rezolvăm. Ba trebuie să încerc să vânesc și un șarpe, sincer. Cred că asta o să vreau să urmăresc, să vânesc și un șarpe. Dau skip la asta. Mate din nou, mai facem un copil. Ok, acesta a obținut cea de motor. Sistem motor. Ok, am dat skip și la asta și gata. Iar au și-a venit porci. Deci porcii sunt absolut teroare. Ok, deci porcii ăștia văd că sunt peste tot și o să mă terorizeze porcii ăștia cât de mult posibil. Dar hai să vedem unde găsim niște miere de albine, două. Vreau să mă duc după miere de albine. Ok, am descoperit cam tot ce era descoperit aici. Ăla-i pat. Bun, așa. Ar trebui să uit oricum un copac după de la, dar nu văd unde ar trebui să fie. Dar hai să iau și un de-asta după mine, un băz de-asta. Am lăsat ăla, nu, acolo, nu? Și trebuie să iau osul, sincer, dar nu vreau osul. Luat ăla, e ok. Dacă că l-am dat eu. Ok, hai să vedem ce găsim pe aici, zic că găsim de aia de miere de albine. Aș vrea să închei măcar chestia asta înainte de toate. Da, cred că nu e pe aici, de-aia de mier de albine. Ma, hai să vedem ce mai avem de explorat totuși înainte de toate. Acolo jos e ceva de explorat. Trebuie să mă arunc destul de tare jos. Sincer, nu-mi face așa mare plăcere, dar cred că mă pot folosi de liana asta, este așa. Ok. Mă loc în față. Sau nu cred că era bine în față. Ok, hai că e bine. Ok, leacă mai în față chestia aia, e bine. O, mai muțică! Ce cum ai muțica asta, săraca? E foame, cred. Da, dacă aș găsi mireia de albine pe undeva ar fi bine, dar nu. Și aș putea să o recrutăm, să o luăm cu noi. Nu e vreun fruct pe aici? Ia stai, găsim vreun fruct. Ce e acolo? E un mel, că aș putea să-i duc melcul. Să las bățul acolo. Ia, hai să lăsăm bățul ăla la... Nu, ia-l pe ăsta. Ieși, mă! Ceapa ta. Ia melcul ca să ducem mai mulți ăla. S-o prime în grupul nostru. Lasă-mi pace de acum, nu mai face nimica, că e gata. Ok, unde ești, mă? Cum fuge ca petarda. Bine, și o piată dacă o iau, tot e bună. Ia, mă. Give. E vreo piatră pe aici? Îmi trebuie o crangă. Stai așa că facem așa. Stai un pic. Gata. Atât. Asta ce zice? E mușcat? Nu știu, nu mai știu ce trebuie să fac la mușcături, dar se rezolvă el. Ok, va trebui să mergem pe copacul ăsta mare. Urmărește-mă, drăcie mică. Așa, și pe aia o să-l băgăm în trib cu noi. Ah, ce liniștitor e jocul ăsta, mă jur. Când ai așa peisaje de astea așa super plăcute și nebune în genul ăsta. Aștept să mai explorez pe alte maimuții și să-l luăm în grupul nostru, sincer. Fie o opțiune drăguță. Ok, văd că vine. Sper că știe să vină. Mi se pare că se cam teleportează oricum pe mine. Cred că nu prea cred că am nevoie să-mi fac griji de el. Hai, bobiță! Yo, Telmo! Hai să te prezint clanului, să te duc în bază cu mine. Stai așa să-ți revină ăsta. Și se uite în spate, mă, cred că vine cineva după noi. Cred că vine cineva după noi, nu știu sigur acum exact. Și oricum, dacă pun baricada, oricum ăla trece lejer peste baricada, am văzut. Pus de multe ori baricade și n-a mers. Și boys, am adus un nou membru în familie. Sper să-l salutați, el este nou aici, nu știe prea multe. Ia uite ce am adus. Am adus un nou male. Mamă, dacă era femelă, puteam să ne mai facem niște copii. Așa nu ți arată pe simțuri atunci când îi cauți. De obicei trebuie să-l dai de mâncare, asta am văzut că e soluția pentru ei. Nice. Ok, hai să vedem ce evoluție mai putem face noi aici. O să lăsăm astea două aici. Și asta așa. Să bag un pic de evolution. Măcar am dezvoltat ceva aici, ceea ce asta. Spatial, ok, este pentru descoperire spațială. Să vedem pe aici cine mai dă. What the fuck, mai avem pe aici ceva. Uite asta, hai să dăm asta. Asta lung cred că va trebui să luăm pentru că e foarte lung și consumă multă energie de fiecare dată să-l facem. N-am cred că am oricum energie acum să-l fac. Sau am, nice. Scrieți că de mult o să evoluăm cu ăștia acum. Că am făcut un super progres dacă țineți minte oricum data trecută. Și am spune că s-ar putea să facem și acum. Okidok, o să iau tot la fel. Să iau cuțitul. și un băț. Să-mi fac încă o suliță. Pentru că am șansa mai mare să dau letală cu bățul decât cu altceva. Să fiu sincer și de aia. Ok, am nevoie și de bățul ăsta. Ne mergem puțin la explorare. Unde zice că e aia? E puțin mai în jos. Ok, hai să vedem ce găsim încolo. Mergem un leac încolo, traversăm râul și vedem ce găsim. Adică să încercăm să profităm cât mai mult posibil de ceea ce avem. Și dacă găsesc tupul ăla ca să mă folosesc de bățul ăsta cumva, că și bățul ăsta e o cerință. Am văzut destul de importantă pentru ceea ce avem noi. Ăla e un stup, ăla e un stup acolo, nice, am găsit și un stup. Trebuie să ne folosim de asta. Descoperim o nouă mâncare. Adică doar pentru asta vreau să folosesc asta aici. O să folosesc vreo 2-3 ori ca să se pună ca și evolution de la. Inspect. Ah, eu cu ăștia nu inspectasem deloc stupul de albine, ce puțin pe prima hartă. Ok, acum am inspectat aici și hai să luăm un pic. Inspect și la asta. Oh! New tool use. Da, am folosit asta aici. Să mâncăm. Uite, ăla din jos nu se bate pe așa ceva. Îi place, bă, că... M-a luat o leacă? Cred că doar 2 e minimul pe care trebuie să-l faci. A, și văd că asta e foarte bun împotriva mușcăturilor. Mai jucăm una și gata. 5 cred că ar trebui să fie următorul pas. Că nici 5 nu ne ajunge. Deci 5 a fost oricum degeaba. Ok, și o să aruncăm bățul ăsta că n-avem nevoie de el. Că o să-mi ocupe loc în inventar. Și acum să scoatem una de acolo. Atât. Mai avem pe aici ceva? Uite acolo ceva. Niște crengi pe care le putem folosi. Acolo sus ce e? Dead branches. Ceva jos pe care l-aș putea folosi. Ia, hai să vedem. Așa, mi-am mai amortizat din cădere. E, nu știu câte creatori o să se aventureze pe aici. Aș vrea să fi găsit și vreun șarpe să-l rezolv, pentru că eu când m-am jucat pe Twitch am găsit anaconda și l-am speriat de 2 ori. Unde e chestia aia altă? Ok, azi ce avem aici. Ne folosim simțurile și noi. Mă, și-am speriat că e cineva în spatele meu pentru că de-aia m-am întors așa brusc. Hiding spot. Vreau să descopăr zona asta de aici, să vedem ce e. Ah, stai un pic, bă. A, zmistreți. Iar aia, cred că-s dălea ceva noi acolo, nu? Sau? Oh, iar începem cu d-astea? Cred că e teritoriul mistreților sau ceva prădător nou aici. Ok, chestia aia îmi scoate ochii de bine. Da, e ceva teritoriul al mistreților sau ceva nebunie pe acolo. Pare a fi așa o zonă mai... Oh, mai mulți mistreți. Bă, da, sunt foarte mulți mistreți în zona asta, ați observat? Yeah, uite, asta e o chestie nouă aici. Stai, dă-mi asta înapoi. Asta e ceva... ceva mâncare nouă. Ia fi atent aici. Ok, stai să mâncăm. Ok, văd că nu. Nice. A, mi-am pierdut bățul. A, e ăla cu bățul. Lol. Ești mă de aici cu prostiile tale. Nu pot să iau băți. Ești mă de aici. Am folosit bățul simplu și așa. A, deci merge bățul simplu și așa, mă, vere. A, jocare tot panicam că trebuie să-l fac, să-l alterez de 100.000 de ori, dar nu. Că merge bine și așa. Bine, alterat îmi străpunge mai bine, știi? Lasă-mi că bine. Învățăm ceva nou, știi? Măcar acum am făcut și dodge-ul bine, nu mai avem noi stres. Stai, și porcul ăla a rezolvat el pe aici? Adică ăsta a fost pe aici să se rezolve cu porcul? Ia stai, că dăm asta jos. Alter. Ok, deci nu faci nimica. Ah, sărat celălalt ascuțit a meu. Ia și aia îmi dă ceva idee. Nu, văd că doar simple plante. Nu-ți dă nimic ca și descoperire senzațională. Ar putea să vii mai pe timp de zi în zona aia acolo unde primise alerta aia. Dar cred că o să evoluăm, să plecăm de aici. Cam că am făcut ce mă interesa pe aici, în mare parte tot ce era important. Mi-am învățat copiii să se bată cu toate creaturile de pe aici. Cred că mai putem exploata încă un lucru. Și anume... chestia asta. Da, asta voiam să o mai exploatez un pic. Cum ar fi ca în timp ce noi suntem plecați să vină tigru acolo să ne atace baza, mamă, cât de creepy ar fi asta. Da, cred că este momentul, boi, să progresăm. Să vedem unde ne va duce evoluția în partea ce urmează. Ideea e că nici nu putem sta foarte mult. Dar avem foarte mult. Dacă aș mai fi găsit o maimuțică, era perfect, dar nu cred că mai găsim nicio maimuțică. Așa că... lie down. Evolution. Nu cred că mai are rost să mai băgăm puncte, pentru că oricum de aici trebuie să ne alegem ce băgăm. Vrem asta să o bag, vreau asta să o bag cu omnivorul și cu toate alea. Special Perception nu mă interesează. Aici iarăși lucrurile importante de handling. Handling-ul mă interesează și nu mai am puncte. Ok, Change Generation, yes. O să dăm skill la cinematic, pentru că deja îl știți foarte bine, cinematic-ul l-a spus deja în video anterior. Am îmbătrânit și lie down, au murit câțiva clan members, evolve. Ok. S-au făcut mutații aici. Baby, nu așa, linie spontanee și motor, ok. Și asta e de la el de acolo, ok. Generație și noi ce mai aici, evoluăm. Hai să evoluăm 388.000 de ani, ajungem sub 9 milioane de ani, ajungem sau nu ajungem, băi, ia să vedem. Pe stream am avut noroc că am prins o femelă. Am găsit o femelă și chestia asta mi-a dat o tonă de avantaje. Bun. Ahead of time. Nice. Încă puțin. Hai mă, te rog. Successful dodge from a white, așa, at least twice ahead of time. Nice. Use sticks at least twice, ok. Ahead of time. Atât? Oh my god, atât de puține mai trebuia să evoluăm. Evolving faster than science. Ok, ia suntem nașterile astea 20+. Întrebam puțin, bă, băiatule. Am ajuns măcar la celălalt tip de om și gen, cred, nu știu. Dar oricum noi să ne întoarcem la tribunal. Să vedem în ce zonă ne duce. Ce zonă ne dă? Cred că până la 9 milioane te dă numai în zona asta, gen diverse puncte din zona asta, iar apoi o să-ți schimbe gen unde te mai duci. Asta parcă e fix prima noastră zonă, dacă e fix la prima noastră zonă undeva sus de tot e genial. Ia să vedem, fix ca prima noastră zonă sau... e fix! E fix prima noastră zonă! Da, mă, da. Deci noi trebuie să evoluăm de mai multe ori încât să... gen la fiecare prag ne ducem într-o zonă nouă. Asta ce e bătrână, nu-i așa? Trebuie să ne asigurăm că... nu analizează female elder. Deci ăștia nu mai fac copii female elders. Nu știu unde e restul, ok, va trebui să progresăm o leacă prin timp. E bine, atunci că avem toate lucrurile noastre aici, ce e perfect. Băgați somnic așa bine, să vină toți la grămadă, să-i vedem. Ok, aici nimeni nu ne ataca. Deci acolo e ceva fruct nou, vrea să facem un fel de cămară, bă, că să depozităm tot felul de chestii, cred că putem face asta. Ok, s-a făcut și zi, super. Ok, settlement, avem settlement-ul aici. Ok, hai să căutăm femelele și să facem treabă. Hei, 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 nu pleca, nu pleca. Vreau să vorbesc cu tine. Oh my god, stai așa, stai să facem. Adunare aici. Nu știu unde e toată lumea, dar să zicem, tu ce ești? Tu ești femelă, nu-i așa? Că e femelă, groom, treci cu aici. Că elder male poate să mai fie fertil, dar femelele nu mai sunt bune deloc. Bun. Hai să facem 2 copii. Iar apoi să ne uităm dacă mai avem vreo femelă, dacă nu avem un sfiole cam nasoală treaba. Oh, mai avem acolo ceva, cred că aia e femelă. Da, mai avem o femelă, perfect. Facem repede 4 copii să-i avem făcuți aici și să sperăm că mai găsim vreo maimuță care să ne îmbogățească treaba pe aici. Made din nou. Asta e un proces destul de fun. Give birth. Progresăm prin jocul ăsta ca prin crembuști, ok. Și tu parcă ești femelă, nu-i așa? Și e femelă și e fertilă. Ok, am nevoie de un alpha male aici. De preferat pe cineva tânăr, în special tu. Analyze group. Era o maimuță parcă undeva în față. Aici parcă. De câte știu eu, să mă duc după ea. Era un copac în stânga. Ok, nice. Super, aia a fost treaba easy. Vedem cu aboste să facem copchii. Ce încântată e, ați văzut cât de încântată era nebuna. Ok, naște-l și pe ăsta. Dacă mai fac rost de femelă ne-am scos, pentru că o să avem super evoluție data viitoare. Gen super, super de tot. Să facem rost de 2 și facem și mai mare evoluție. Ok, super. Și acum să luăm pe End Expedition, Ial și Ial. Și hai să vedem unde găsim noi lucrurile. Azi o să caut și pietre mai bune pe aici. Așa, azi o să caut și pietre mai folositoare. Nu mânca, lasă aia jos că e caca. De fapt stai că-mi trebuie, ca să-i dau... să-i dau asta, dă-mi alta. Că dacă se găsesc altă maimuțică unde cred că o găsesc, să am nevoie. Super, deci avem acum copii. Avem și ceva mutații noi. Oh, și mai găsesc gemstone-ul ăla aici. Nice, dar o să mergem după el după. Mergem după el după, nu mă interesează acum. Vedem aici cu... Deci mai avem pietrele alea pe care trebuie să le exploatăm pe aici. Nu știu ce folosim. Cred că am nevoie de un os. Da, cred că știu că avem nevoie de un os. Aici parcă erau mai muțică, nu? E doar mâncare. Deci nu mai e aici. Știu când venisem eu pe aici și găsisem eu una. Trebuie să fie. Să vedem cum o să putem exploata asta. Asta ce e? Sau trebuie să vedem așa. Ce material e? Basalt. Basaltul facem cuțit din el. Perfect. Să luăm atunci aia să facem un cuțit. Că de asta nu cred că aveam din basalt. Ia așa, mă, ce faci? Și pe ăla. Atât. Fac, am dat prea tare. Hai, mă. Nice. Avem și chestia de care avem nevoie. Stai, că scureți o chestie. Stai așa, dă ăsta jos. A, nu, ăla am nevoie. Nu mă, pleacă cu ăla de aici. Așa. Nu. O să vin și după gemstone-ul ăla, iarăși. E un fel de piatră indestructibilă. Ok, și avem beehive-ul ăla aici. Am crezut pentru secundă că mi-a rupt ceva, dar nu. Ok, avem și aici, cred că toate uneltele. Ok, drop. Nu am nevoie de asta. Aia la altă las-o aici jos. A, văd că s-au respawnat unele chestii, aia e partea bună, știi? Cred că vreau să omor ceva ca să iau un os. O să caut un porc sau ceva. Ok, o să caut un porc sau ceva, că am nevoie de ceva. Ca să vedem dacă putem muta cu oasele alea chestii acolo. Atât. Așa, acum să vedem dacă găsim ceva și putem ataca. Poate găsim un șarpe, știi, să ne norocim uleacă pe șerpișor. De obicei aia erau pe aici, șarpe și orice creatură, parcă aici erau. Te țin minte. Ok, văd că nu-i nimic momentan. Au șarpele. Așa, hai ca. Stai cu minte. Zap. Noi, s-a omorât șarpele, bă, băiatule, îmi pare o imogene, dar aia a fost. Ia uite-l, mă. New gathering spot. Și cum îl consumăm? Tot așa cu piatră, presupun, nu? Oh, nebunie. Trebuie crengi acum. Crengi sau o piatră? Că pe aici erau. Uite, aici erau. Am o creangă. Unde-i, mă? E unul acolo. Ești, mă, de aici. Te bă, în spanac. Prostile tale de porc. Și chiar cred că au ce să-mi facă, mă. Bă, de acum sunt invincibil. Am descoperit secretele lumii, bă, băiatule. Cred că am nevoie de piatra aia scuțită aici. Ia, hai să vedem. Nu? Ok, cu asta. Butcher it. Și luăm carne de șarpe, așa simplu? Da, nu se taie foarte ușor, va trebui să dăm grav în el. Nu știu dacă ăsta era basalt, că dacă era basalt puteam să încerc să fac niște de-alea. Cred că doar îl tocesc. Oh, nice, ok. Acum n-am mai nevoie de piatră, ia să vedem ce avem aici. Ok, carne de reptilă. Sper dacă scoatem ceva unealtă din ăla, ca și dacă mai vânez. Ok, ia să mănânci de asta, ce zice. Mai iau gură. Ok, nu mai trebuie să iau gură. Ok, asta clar nu e ceva de folosit. Și doar atâta? Doar o bucată? This is pupu. Ok, deci nimic folositor. Okidok. Că mai am un mistrețul ăla. Am nevoie mai degrabă de mistreț, sincer. Așa că mai degrabă aș încerca să omor pe domnul mistreț decât pe altcineva. Domnule mistreț? Ha, mă, mistrețule, vină cu a. Dacă mă duc la el, fii atent că mă duc la el. Șapata asta și mâine ce-ți dau. M-a terorizat. 3-4 episoade încoace, dar acum nu. Nu l-am omorât? Stai liniștit, îți vine rândul. Îți vine rândul. Al văd. Ha? Tot se rupe, mă, trebuie să încerc să-l ascult super repede. Dacă e. Asta trebuie să încerc să fac, să ascult super repede o creangă. Dacă mă, cu aia nu trebuie. Așa. Bun. Hai ușură, mă. Stai ușor, stai ușor, stai ușor. Stai că-l pocnesc chiar, eu nu încoa. Bă, dar te denorocezi de-a binele de acum. Îi dau o băț încoace. Trebuie să termin să-l aranjez, mă, ce facem aici. Așa. Nu mă las până porcul ăla nu moare, mă. Deci, domnule porc, ești vânat în permanență. Gata, mă. Toți gâții tăiasă și mâine, că deja m-am săturat de tine. Aia era voia. Aia voiam și vreau osul ăla azi. Gata, mă. Vezi că-ți lovești copilul, bă, nebunul. Haide, mame. A, acum stai să-l buceruim. Nevoie doar de osul ăla odată. Mamă, dar avem ceva de distrus la el. E doar o piatră simplă și de-aia nu cred că are efectul așa mare. Aia vreau, atât. Restul din el nu mă interesează momentan. Știu că facem risipă, da, e. Ne descurcăm, suntem primate inteligente. Cu pretenții și principii. Plus că oricum carnea nu e valoroasă momentan. Carnea e bună, dar nu e valoroasă momentan pentru că provoacă greață. Până nu facem upgrade-ul ăla. Sau până nu învățăm focus să o gătim sau ceva. Asta dacă există opțiunea de a face focus să gătim. Să vedem cum reușim totuși. Și uite că m-ați tot rugat să fac o parte de aproape o oră sau de o oră. Uite că aproape am făcut parte de aproape o oră. Așa că dacă nu dați cât mai multe like-uri, o să mă supăr de tot. Atât. Vreau să folosesc asta acolo unde vă spuneam eu. Stai așa să-și revină la mai muțica noastră, că săraca nu mai poate. Oh, că a fost fan să vânăm un mistreț. Plus că asta trebuie să și facem de acum, să tot vânăm creaturi. Ceea ce este destul de important. Așa. Ia să vedem noi aici. Dacă putem folosi... Lasă piatra jos. Nu putem folosi osul, bă. Nici să-l ascult nu merge. Hai să vedem dacă mai putem interacționa cu ceva cu osul, să-i facem ceva. Și cred că oasele astea pot fi folosite la ceva, dar nu știu exact la ce. Hey boys! Ceva acest, mă, o duceți bine, a? Frumos la țară aici. Deci dacă folosim... Să folosim un d-ăsta. Nu. Nu, iau osul. Cu asta am mai încercat, deci nu merge. Asta mai vedem eu cu ce fi. Nice. Am dat switch din greșeală. Analyze. Switch. Prostia am făcut. Ok. End expedition. Fuck, erau oameni după mine? Ok, lie down. Evolution, așa, hai să vedem ce evoluție acum. Mamă, de-aia gigantică, orientare. Ne-am mărit acolo. New learn ability, sleep, healing, efficiency. Ok, dacă dormim ne healing mai bine. Mamă, câte puncte peste tot. Bobobiță, stai așa. Nu schimbăm nicio generație. Am primit ceva aici, deci pentru un copil. Ba, mă, cât de departe s-a dus aia, e nici nebun. Și ce punctul ăsta aici? Ha, mă, evoluează prostia odată ce ți-e așa. Mă enervează că durează așa de mult să evolueze asta. Gen, nu putea să facă direct o chestie care să vină instant acolo. Mirror neuron. It's possible to ask clan members to mimic the grabbing of an item, then switching the hand or eating its food. Oh, double tap. Asta e cam multă bătaie de cap să-ți înveți clan membrii să facă aia. Ok, rezistență la tăieturi, poate ratezi un dodge. Ar fi bun. Ok, rezistență la tăieturi. Ce avem aici? Spatial perception. Asta e nou de aici. Oh, gross motor skills, vreau. Dar nu cred că mi-ajunge. Nu, atât de aproape. Atât de aproape, boys. Gata, vă somn. Bă, totuși, oricum am făcut mega progrese. Deci trebuie să, ce vrea asta e, vrea să facem cumva să se bată animale între ele. Vrea să găsim ceva, nu știu ce e aia. Și să desenăm pe pereți sau ceva. Oricum o să încercăm data viitoare să găsim niște crocodili. Știu exact unde sunt, destul de departe, dar sunt pe aici. O să ne ocupăm de crocodile dacă o să fie. Și mai important cred că o să ne ocupăm și de alte animale pe care le mai găsim. Dar mereu cred că o să încerc să port niște lucruri cu mine. Deci măcar o să-l avem. Nu știu exact ce putem face cu el. Pare a fi bun pentru ceva, nu știu exact ce să zic de el. Adică nu zice exact ce poți să faci cu osul. Știi, ai toată treaba. Că bine, pot să iau asta în speranța că se întâmplă ceva. A, poți să-i pui să order mimic. Stai, ești fost mult la asta să zic așa? Da, mă, fă din nou iarăși. Păi nu vă să facă la fel. Oh well. Nu știu care e ideea, dar lăsăm-le acolo. Că îi întreb mâncarea de fapt. Să vă căutați voi de mâncare, bă. Așa. Folosim o țără inteligența. Aia ce e? Obsidian. Deci obsidianul l-am mai folosit noi la ceva. Stai, nu cred că am de-aia de obsidian. Asta e țără. Nu știu dacă cu asta de obsidian poate facem ceva. Că de asta n-am avut până acum. Hai, fuck. Adică n-am avut până acum cu os. În regiunile unde am avut acolo. Oh, fuck. Cademe, se sparge așa de ușor. Hai. Am ținut-o la că prea mult, că mă gândeam ce Dumnezeu la ce comunicație ar avea ăștia. Asta e una, aia e ultima și bună. Am încredere că o să iasă bine. Ok, super. Hai că am reușit să facem planul, să nu mai distrugem atâta. Și ia să vedem dacă luăm osul. Ia. Și acum schimbă. Și ia să vedem dacă putem face ceva cu asta. Deci nu putem. A, păi n-am luat-o pe aia bună. Așa, mă. Nu merge, mă, nici să-l frești, nici să-i nimica. Văd că e doar așa, cred că îl folosim pe post de bâtă, mă. Cred că asta e, de fapt, ce vrea el să ne dovedească, că putem folosi osul pe post de bâtă. Dar, oameni buni, noi suntem prima aici cu acest video din Ancestors. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut știți foarte bine ce aveți de făcut. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!